Există români pentru care chiar și bucuriile simple sunt un vis imposibil, precum o zi la plajă. Pentru prima dată, mai multe persoane cu dizabilități au bucurat de mare în Constanța, au simțit briza și chiar au testat apa pe prima plajă cu rampe și scaune speciale, dar și cu voluntari pregătiți să-i ajute. În apă mângâiată de valuri, Cătălinei i-au dat lacrimile de fericire. Suferă de boala oaselor de sticlă, iar de 3 ani depinde de scaunul cu rotile pentru a se deplasa. În mare, printre copii, s-a simțit din nou liberă. Minunat că poți să faci baie în mare. Nu știu în Bulgaria dacă există, dar în alte țări e ceva normal să poți face plajă, chiar dacă ești în scaun rulant sau ai altă dizabilitate. Iulia este imobilizată în scaunul cu rotile de la naștere. A mai venit la plajă, ajutată de părinți, însă eforturile erau uriașe. Frumos, întotdeauna mi-a plăcut la plajă pentru că vara e sezonul meu preferat. În schimb, acest bărbat nici nu a îndrăznit să viseze la o zi la plajă în ultimul deceniu. Foarte. Ați mai intrat în mare? De 10 ani. Este minunat că cineva s-a gândit și la ei, să le aducă un zâmbet pe buze. Găsesc aici persoane cu dizabilități. Scaune flotabile, 3 scaune flotabile aduse din Franța, cu care pot să meargă și pe nisip și intră și în mare. 6 șezlonguri confecționate mai înalte. Inițiativa aparține asociației Împreună pentru Viitor și este acoperită integral din donații. 7.000 de euro a costat investiția. Autorii proiectului speră că tot din sponsorizări să amenajeze și un punct sanitar pentru oamenii cu probleme locomotorii.